Thanks, Noah. Much. And then the policy was standard. It's still a public attending. We have some informants, the thoughts and the policies in the present. Can we check that? Come on. Ah, next minute. What in the desire she did to the house yesterday? The team had a problem from what the dairy or. They were in diet. So what in the moment for. Is to now to be organized the supply of the police at the. Evaluarea tezei, efectul procesului de evaluare sistemată asupra economiei mondiale. Votarea conferinței de doctor științe economice, autorul tezei, efectele procesului de evaluare sistemată asupra economiei mondiale. Domnul Alexandru. Vreau să vă informez că în baza deciziei Consiliului Științei al Consiliului, Universității Statului Moldova, a fost aprobat comisia de doctorat a tezei de doctor în științe economice, extras din ședința Consiliului Științific, aula, însemnă din 27 iunie 23, proces verbal numărul 8, a domnului Ludvice Alexandru, cu tema efectul procesului de evaluare, sistemabil asupra economiei mondiale. În științe economice, activitatea 5.2.2, economie mondială, relații economice internaționale și a fost aprobată în următoarea componență. Zău Nicolae, doctor candidat și Castraveț Lucia, doctor în științe economice, conferențial universitar, Universitatea Statului Moldova, conducător științific. Stătan Alexandru, doctor candidat în științe economice, profesor universitar, Academie de studii economice a Moldovei, membru Comisiei de Îndrumare, membru corespondent al Academiei de Științe. Cutencu Iuri, doctor candidat în științe economice, profesor universitar, Universitatea Liberă Internațională de Moldova, membru referent. Corețchi Boris, doctor în economie, conferențial universitar, Universitatea Statului Moldova, membru referent. Trifon Lazarisa, doctor în științe economice, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, secretar. Acum, cuvânt se acordă doamnei Trifon Lazarisa, secretarul Comisiei de Doctorat, pentru a prezenta conținutul dosarului de atestare a doctorandului. Vă rog. Dosarul de atestare a doctorandului conține următoarele reacții. Extrat din decizia Consiliului Științific al Școlii Doctorale Științe Economice de aprobare a ținei conducătorul științific și a Comisiei de Îndrumare, procesul val numărul 1, ședinței Comisiei de Doctorat cu privire la stabilirea date și susținere publice, procesul val numărul 2, ședinței Comisiei de Doctorat privind susținerea publică a tezei de doctorat, lista de prezență a membrilor Comisiei de Doctorat, tabelul de generalizator al calificațiilor atribuiți publicării, adeverință privind parcurgerea programului de doctorat, lista publicațiilor la tema tezei, lista participărilor la forul științei cu cercuri comunitare, raport de sinistitudini, rezoluția cu privire la raportul de sinistitudini, declarația cu privire la autor, originalitatea tezii de doctor, proces verbal al ședinței Comisiei de Îndrumare privind recomandarea tezii pentru examinare în cadrul departamentului de profil, avizul comun al conducătorului științific și a membrilor Comisiei de Îndrumare privind recomandarea tezii pentru examinare în cadrul departamentului de profil, tabelul privind gradul de realizare obiectelor și sugestiilor Comisiei de Îndrumare, proces verbal al ședinței departamentului de profil privind recomandarea tezii pentru examinare în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice, avizul Departamentului Economie, Marketing și Turism privind recomandarea tezii pentru examinare în cadrul Școlii Doctorale, tabelul privind gradul de realizare obiectelor și sugestiilor membrilor Departamentului Economie, Marketing și Turism, informații privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Doctorat, extras din proces verbal de la ședința Consiliului Științific de aprobare a Comisiei de Doctorat, dispoziția școlii doctorale cu privire la admitere pentru susținerea publicației de doctorat, certificațiile care confirmă depunerea tezei și a rezumatului la biblioteci, lista organizațiilor unde a fost expediat rezumatul și recepis sau oficial poștal, referatele de analiză ale referențelor, avizele la rezumatul tezei, copia actului de identitate al candidatului, teza de doctor, rezumatul în limba română și în limba engleză. Toate documentele corespund rigorilor normative existenței.
Mulțumesc. Da, vă mulțumesc mult. Întrebări sunt? Nu, vă mulțumim mult. În conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclu 3, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 2014, regulamentul privind organizarea programului de studii superioare de doctorat și funcționarea acestora în cadrul școlii doctorale a Universității de Stat din Moldova, cuvântul se oferă pretendentul la titlul științei cu doctor în științe economice, domnul Dimitri Alexandru, care în conformitate cu regulamentul de susținere publică teze de doctor din doctorat timp de 20-30 minute, va prezenta principalele rezultate științifice, concluzii și recomandări. Poftim, domnule. Stimați membri comisiei, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și vreau să vă prezint teza de doctorat intitulată Efectele procesului de inovare sustenabilă la specialitatea economiei mondiale și relații economice internaționale, conducător Lucia Castraghers, conferențiar universitar, doctor în economie. Și voi începe cu actualitatea temei și importanța cercetării. Este literatura de specialitate, sublinează impactul pozitiv al inovațiilor, atât pe piețele externe, cât și pe cele interne, în special ceea ce privește inovatorii. Inovarea sustenabilă se concentrează pe concepte precum comercializarea tehnologiilor, produselor, serviciilor și antreprenoriatul. Toate acestea, definirea sustenabilității în contextul inovației este dificilă, deoarece nu există o definiție unică. Importanța obiectivelor de sustenabilitate în formularea politicilor de inovare variază în funcție de criteriile procesului de inovare și impactul acestuia asupra aspectelor științifice, sociale, economice, mediului și altor domenii. Această complexitate necesită cercetări mai profunde și concluzii mai precise pentru a evalua impactul integral al inovației sustenabile asupra piețelor internaționale și economiei globale. În continuare, voi prezenta obiectul cercetării, care este efectul inovării sustenabile asupra economiei mondiale. Scopul cercetării constă în analiza dimensiunilor procesului inovațional în dinamica la nivel de grupe, de grupuri de țări și companii în vederea calificării efectelor inovării sustenabile asupra economiei mondiale. Obiectivele tezei au fost cercetarea fundamentelor teoretice prin efectele inovării sustenabile asupra economiei mondiale, studierea abordărilor metodologice a cercetării performanței sistemelor inovaționale în sistemul relației economice mondiale, studiul dinamicii dimensiunilor și rolul inovării sustenabile în competitivitatea companiilor, regiunilor, țărilor, piețelor internaționale, analiza efectelor inovării sustenabile în modele metrice de dezvoltare economiei mondiale și identificarea corelării noi în analiza efectelor inovării sustenabile pe grupuri de țări în funcție de profiluri de inovare, creșterea cheltuielilor guvernamentale pentru produsele tehnologice avansate și nivel tehnologic al sectoarelor. Și ultimul obiectiv este evaluarea beneficiilor unei politici de inovare sustenabilă și a efectelor performanței inovării sustenabile asupra structurii pieței internaționale. Noutatea științifică a lucrării constă în dezvoltarea unei abordări metodologice îmbunătățite pentru cercetarea performanței inovației sustenabile în economie mondială, fundamentarea unei metodologii pentru identificarea noilor corelări între dimensiunile inovației sustenabile și ajustarea politicii de inovare. Extinderea cercetării empirice pentru a examina impactul capacității tehnologice asupra inovării și structurii pieței. Și ultima argumentare experimentală a efectelor multiple ale politicii de inovare sustenabile asupra concurenței și schimbările în economia globală. Ipoteza cercetării constă în presupunerea că efectul inovării sustenabile asupra economiei mondiale ca factor al competitivității la nivel de afaceri, companie, regiune, țară sunt determinate de noi corelări ale dimensiunilor performanței de inovare și diferă în funcție de profilul de inovare. Implementarea rezultatelor științifice au fost implementate în cadrul Direcției Cooperării Internaționale a Ministerului Economiei și la Ministerul Infrastructurii a Republicii Moldova, contribuind la elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare a potențialului inovativ al economiei țării la nivel regional, global,
precum și în cadrul unei organizații. Capitolul 2, intitulat Abordări teoretice prin procesul de inovare sustenabil în contextul dezvoltării durabile a economiei, prezintă studiul paradigmei dezvoltării durabile a economiei mondiale prin evoluția conceptului de inovare sustenabilă, analiza strategiilor de afaceri internaționale sustenabile, conținut pe dezvoltarea modelelor de inovare sustenabilă, evaluarea impactului inovării sustenabile asupra economiei globale. Sinteza literaturii de specialitate arată progresul de conceptualizare sustenabilității în inovare și contribuțiile studiilor empirice în furnizarea de soluții practice pentru afaceri, companii, sectoare, regiuni și țări. Capitolul 2, intitulat Analiza dimensiunilor inovării sustenabile în perspectiva tendințelor economiei mondiale, prezintă evaluarea fragmentată și incompletă a inovației până în prezent, se evidențiază necesitatea unei mai mari înțelegeri a cheltuielilor pentru inovare și beneficiilor inovării în ceea ce privește evaluarea impactului politicilor de reglementare. Se subliniază importanța reevaluării politicii existente. În primul capitol se analizează diverse abordări pentru estimarea impactului inovării asupra economiei mondiale, utilizând diferiți indici globali care pun în evidență diverse aspecte ale inovării. Al doilea subcapitol se concentrează pe dinamica dimensiunilor inovării sustenabile, inclusiv profilurile inovaționale a companiilor, regiunilor și economiilor, precum și performanțele relative. Al treilea subcapitol examinează relația reciprocă dintre inovare sustenabilă și tendințele economiei mondiale. Capitolul 2, intitulat Efectul dinamic indicatorilor inovării sustenabile asupra economiei mondiale și a Republicii Moldova, se explică multidimensionalitatea activităților de inovare și diversitatea efectelor, rezultate inovativă de inovațiilor. Adoptarea practicilor de inovare sustenabile poate afecta performanța organizațiilor și a statelor pe piețele internaționale. Gestionarea inovării sustenabile poate aduce beneficii incluse concurențiale. Cercetările din capitolul 3 se bazează pe materiale colectate din studiile autorului în cadrul programului de mobilitate Erasmus la Universitatea Cádiz din Spania. Primul subcapitol se analizează dinamica dimensiunilor inovării sustenabile și impactul acestei asupra performanței. Al doilea subcapitol sunt analizate noi corelări în indicator de performanță în materie de inovare. Și al treilea subcapitol se examinează beneficiile unei politici de inovare sustenabilă folosind indicatori de inovare și comercial pentru a determina efectele inovării în sectoare cu tehnologie joasă, medie, înaltă asupra pieței. Principalele rezultate științifice ale cercetării. În anexa 2 am propus o clasificare a tipurilor de efecte ale inovării, ilustrând multidimensionalitatea activității de inovare, diversitatea efectelor rezultate în urma implementării inovațiilor, care sunt în cantitate diferite, dar interacționalitate. Tabelul complet poate fi vizualizat în anexul din teză. Deci în cadrul acestei tabele sunt prezente efectele pe diferit domeniu economic, bugetar, de resurse, social și ecologic, cu descifrare efectelor și indicatorul efectului care poate fi măsurabil. Inovarea sustenabilă poate aduce numeroase beneficii economiei mondiale, cum ar fi creșterea economică și reducerea impactului asupra mediului, dar poate avea și aspecte negative, precum costuri inițiale ridicate și perturbarea unor industrii tradiționale. După cum vedeți, am clasificat efectele pozitive și negative și am selectat câteva dintre acestea. Generalizarea capitolului 1 este scopul principal al inovației sustenabile, este reducerea poverilor de mediu al activității antreprenoriale. Cu toate acestea, o nouă atitudine față de inovație accentuează rolul rentabilității economice și al securității aprovizionării. În general, se disting patru categorii de efecte ale inovării sustenabile. Acestea sunt economice, de resurse, tehnice și sociale. Toate acestea din cauza complexității inovării ca proces și ca sistem, a numărului actorilor și beneficiarilor, discuțiile privind clasificarea efectelor și sistematizarea indicatorilor de performanță continuă.
Trecem mai departe. Pentru evaluare inovațiilor sustenabile, un singur sistem de indicator nu este adecvat datorită diversității acestor inovații. Se recomandă utilizarea unei structuri comune pentru indicatori, cu indicatori specifici legați de fiecare sistem de inovare. Clasamentele arată că țările pot excela în anumite aspecte ale inovării, dar să aibă performanțe globale mai scăzute, făcând parte dintr-un grup de performanțe reduse a inovației. În tabelul prezentat, se pot identifica numeroase proiecte internaționale care au jucat rol fundamental în dezvoltarea indicatorilor pentru evaluarea inovației pe diverse criterii. Aceste proiecte demonstrează cu claritate nivel semnificativ de efort și resurse necesare pentru a stabili și evalua efectele inovației sustenabile. Viziunea industriilor durabile reprezintă o modalitate de a ilustra grafic și sistemul industriei EPO și factorii SK care influențează tendințele inovatoare și efectele asupra acestora. Prin intermediul acestei prezentări grafice simplificate putem observa cu ușurință cât de mult factori sunt implicați și interconectați în procesul inovației durabile. Acest factor includ societate, tehnologie, mediu, economie și politică. Generalizări al capitolului 2. Eco-inovarea nu este întotdeauna legată de creșterea profiturilor și nu întotdeauna bunătățește performanța inovatorilor. Inovarea de produs afectează mai mult industriile cu tehnologie redusă, în timp ce industriile prelucrătoare de înaltă tehnologie au mai multe șanse să se concureze pe piețele naționale sau mondiale. Inovarea sustenabilă poate influența performanța firmelor și a statelor pe piețele internaționale. Potențialul inovației sustenabile de a îmbunătăți performanța poate apărea doar pe un termen lung, în condiții specifice. În continuare, în căutarea de noi efecte ale inovării în condiții de tendințe mondiale spre sustenabilitate și de noi explicația dinamicii dimensiunilor procesului inovațional, am calculat și analizat corelările dintre indicatori de performanță inovațional și profiluri de inovare în baza datelor European Index Scoreboard 2021 pentru perioada 2014-2021 pentru statele europene. În calitate de indicatori de performanță au fost aleși 17 indicatori exprimați în procent de creștere. Țările au fost grupate în 4 categorii de profiluri de inovare, inclusiv lideri de materie de inovare, care îl vedeți acum, inovatori puternici, inovatori moderați și inovatori emergenți, care le voi prezenta în continuare. În clasamentul acesta, inovatorii lideri în materie de inovare sunt Belgia, Danemarca, Finlanda, Suedia și Elveția. Și indicatorii care pot fi vizualizați sus. În continuare, este corelarea indicatorilor de performanță inovațională a țărilor din grupa sus menționată și ulterior voi prezenta harta tabelă cu toate aceste date prelucrate. În continuare, este prezentat indicator de performanță inovațională a țărilor din grupa inovatori puternici, din care face parte Germania, Estonia, Irlanda, Franța și alte țări, tot aceleași indicatoare. În continuare este prezentat corelarea care a fost efectuată de autor. În continuare este prezentat indicator de performanță inovațională a țărilor din grupa inovatori moderați, din care face parte Cehia, Grecia, Spania, Italia, Cipru, Lituania, Malta, Portugalia și Slovenia. Și corelarea indicatorului de performanță tot cu aceste țări. Și în continuare prezint indicatori de performanță a țărilor din grupa inovatori emergenți, din care face parte și Republica Moldova, doar că lista aceasta care am găsit-o, ea nu este prezentă, dar o putem deduce din clasificarea din care facem parte, din alte surse. În continuare este corelarea indicatorilor de performanță și tabela care a fost lucrat
vreun conducător și am stilat aceste corelări ca să fie într-un tot întreg. Pe baza rezultatului studiu, care a identificat noi corelații dintre indicatori de performanță a nivelului de țări folosind o clasificare conform IS 2021, a fost creat cartă tabela inovației. Acest tabel este folosit pentru a ajuta actorii chiani să ajusteze politicile lor de inovare prin compararea obiectivelor politicii inovaționale cu indicatori de performanță inovațională. Acest lucru permite actorilor să țină cont de efectele pozitive, corelații directe, cum ar fi A influențează B sau efectele negative, care le voi prezenta în următor tabel, corelații inverse. După cum vedeți, sunt împerecheate indicatorii. Puteți vedea că dacă luăm, de exemplu, indicatorul primul, cu indicatorul inovației, vedem o foarte strânsă creștere a performanțelor. Cu cât am introdus în acest tabel, cu cât este punctul mai gros, cu atât este perechea aceasta mai puternică. Din aceasta putem deduce că indicatorii aceștia, nu, dacă sunt împerecheați, nu totdeauna aduc efecte pozitive. Voi prezenta și efectele negative. Dar aici este vizibil unde ar aduce mai multe performanțe. În următorul tabel este indicat corelarea inversă, care ar aduce, chiar dacă sunt careva investiții efectuate în indicatorii aceștia, ar aduce, din potrivă, un minus, un dezavantaj. Aceste rezultate pot fi folosite în calitate de instrument a politicilor în domeniul inovării sustenabile pentru a asigura mișcările țărilor spre o poziție superioară de la subgrupa inferioară sau din mijloc spre o cea superioară în interiorul grupei de performanță inovațională, atunci când sunt clar, dimensiunile clasificaționale și dimensiunile abaterilor până țintele politice stabilite. Mă întorc un pic la tabelul dat. Fiecare culoare are o însemnătate sa. Cum vedeți, culoarea înseamnă corelare puternică, direct și inversă, pentru grupuri de inovare, după cum urmează roșu, lideri în materie de inovare, albastru, puternici și... Inovatori puternici este albastru, verde este inovatori moderați, negru, inovatori emergenți, în care face parte și Republica Moldova. Voi trece în continuare la percepția obiectivelor politicii inovaționale în Spania. Pentru studierea percepției importanței obiectivelor politicii inovaționale, autorul a realizat un studiu comparativ pentru un panel de firme inovatoare din Spania, considerat inovator moderat și din Republica Moldova, considerată economie în tranziție sau emergentă. Studiul a fost realizat în cadrul programului de doctorat Erasmus pentru cercetarea efectelor performanței inovării sustenabile asupra economiei mondiale. În acest sens a fost efectuat un sondaj complex de 8 întrebări pe panel din 15 firme inovatoare din Spania, inclusiv din domeniul eco-inovării, din care 5 din sectorul de înaltă tehnologie, 5 din tehnologii medii și 5 de joasă tehnologii și 15 firme moldovenești. Ancheta a inclus întrebări care au acoperit următoarele domenii. După cum vedeți, toate întrebările sunt aici. Asigurarea faptul că cunoștințele sunt evaluate și diseminate, o mai bună comercializare cercetării, consolidarea capacității de inovare, oferirea oportunității ca persoanele educate să-și folosească eficient cunoștințele și altele. Totodată, vă prezint și rezultatul sondajului din companiile moldovenești din Republica Moldova. Rezultatul studiului acestor două figuri arată anumite diferențe de percepție, cel mai esențial fiind prezentă la panel moldovenesc a trei segmente care, după percepția acestora, este cu nu contează. La întrebarea asigurarea faptul că cunoștințele sunt evaluate și desenate în mod corespunzător prin termenul rețelelor și al lor viață. Oferirea de oportunități pentru ca persoanele educate să-și folosesc eficient cunoștințele și competențele și sprijin financiar pentru inovare, care lipsesc în răspunsurile spaniole.
Într-un alt studiu realizat în timpul programului de doctorat Erasmus, a fost cercetat cum performanța inovării sustenabile influențează vânzările și cum aceasta efectuează piața mondială. Acest studiu a folosit date despre 15 companii inovatoare din Spania, la fel pe toate aceleași categorii de tehnologie joasă, medie și înaltă. Rezultatele arată că companiile de tehnologie înaltă au obținut profituri mai mari, în principal datorită investițiilor semnificative în cercetare și dezvoltare. Aceste companii au beneficiat de colaborare cu alte firme și resurse umane calificate, precum și de apartenență la un grup industrial din alte tehnologii. Și generalizare, capitolul 3. Indicatorii agregați oferă informații limitate pentru deciziile politice legate de inovare. Interacțiunea directă dintre concurență și inovare este evidentă, în special în cazul inovațiilor sustenabile. Indicatorii de inovare ar trebui diferențiați în funcție de stilurile sau modurile de inovare pentru o imagine mai clară a capacităților de inovare în diferite sectoare, companii, țări și economii. Concluziile. Efectele inovării sustenabile variază având atât aspecte pozitive cât și negative. Scopul principal al inovațiilor sustenabile este reducerea impactului asupra mediului, iar noile atitudini în față de inovare abordează aspecte economice, de securitate, aprovizionare și multe altele. Se subliniază importanța difuzării inovării la nivel național și global. Studiul confirmă starea actuală a dezbaterilor prin dimensiunea inovării sustenabile și subliniază necesitatea dezvoltării unor abordări și metode îmbunătățite pentru evaluarea impactului inovării sustenabile și asupra economiilor. Diverse abordări pentru evaluarea impactului inovării asupra economiei mondiale includ indici globali care evidențiază diferite aspecte ale inovației. Se subliniază că inovarea și îmbunătățirea performanței inovatoare pot avea un impact termen lung și depinde de circunstanțe specifice. Inovarea sustenabilă este influențată de evoluția economiei mondiale și tendințele pieței mondiale ale inovării. Aceasta poate influența performanța organizatorilor și statelor pe piețele internaționale. Inovarea de produs poate afecta în mod diferit sectoarele cu tehnologie redusă și cele cu tehnologie înaltă. Relația dintre inovarea sustenabilă și tendințele economiei mondiale este bidirecțională, iar evaluarea acestor efecte este dificilă. Se subliniază importanța descrierii aprofundate a factorilor dependenți de timp și până analiza inovației sustenabile. Capacitățile de inovare necesare pentru pot varia semnificativ în funcție de tip și dimensiune. Este important diferențierea indicatorilor de performanță de inovare în funcție de sectoare, companii și regiuni. Analiza rezultatele sondajului efectuat în cadrul tezei privind percepția importanței obiectivelor politici inovaționale în Spania și Republica Moldova confirmă că țările în tranziție, cu câteva excepții, au tendința de a urmări politici de inovare în același tip cu cele din țările dezvoltate. Elaborarea cărții tabelă bazate pe corelări dintre indicatori de performanță inovațională țărilor permite utilizarea acestor pentru a ghida politici de inovare sustenabilă și pentru a ajuta obiectivele politice inovaționale în funcție de performanță. Recomandările, rezultatele cercetării privind corelări dintre indicatori de inovare oferă actorilor implicați în procesul dezvoltării economiei mondiale oportunități noi pentru înțelegerea mai bună a stării actuale a inovării sustenabile și ajustarea politicilor pentru valorificarea potențialului inovațional în țări. Acest lucru ar putea implica raționalizarea cheltuielor pentru produsele tehnologice avansate, creșterea activităților de brevetare pentru a sprijini industria și optimizarea cheltuielor pentru cercetare și dezvoltare și brevetare. Studiul indică că faptul că performanța de inovare afectează structura pieței, mai ales în sectorul de tehnologie medie și joasă, iar politica domeniului inovării are un impact semnificativ asupra politicii concurențiale. Dezvoltarea procesului de inovare sustenabil și ajustarea politicilor de inovare pe bază noilor corelări pot contribui la reconfigurarea a inovării sustenabile în economia mondială. Se recomandă în continuare și consolidarea eforturilor de implementare a rezultatelor științifice pentru a contribui activ la elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare a potențialului inovativ al economiei țării la nivel regional și global.
în colaborare cu alte instituții de resort. Aceste acțiuni pot ajuta la promovarea inovației și consolidarea și a poziției Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim. Cum, stimați colegi, pot fi întrebări? Mulțumim, în primul rând, domnului Grinige pentru prezentare și pentru care a prezentat o tematică cumva așa decentă de care mă ocup de mulți ani de zile, ținut de competitivitatea economiei naționale. Și inovațiile, desigur, procesele inovaționale sunt o parte componentă și fac parte din factorii de determinanță asupra competitivității. Și întrebarea mea ar fi, pentru dumneavoastră, studiind efectele, da? Efectele procesului de inovare sustenabilă. Dar pentru cadrul Republicii Moldova, care ar fi în viziunea dumneavoastră aceste efecte asupra a proceselor de inovare, asupra sporirii competitivității? Sau cum ar influența deci acest proces constant la sporirea competitivității Republicii Moldova? Deci, vă mulțumesc pentru întrebare. Republica Moldova, chiar dacă nu investește foarte mult în cercetare și dezvoltare, ultima dată când am verificat acest a fost 0,23% din tot bugetul statului. Toate aceasta noi avem, noi suntem poziționați în lume pe locul 60, anul trecut am avut o poziție mai bună, dar tendința în Republica Moldova este că noi acceptăm inovațiile aduse din alte țări, noi le implementăm, dar totodată noi nu folosim brevetele noastre care sunt create de cercetătorii noștri. Noi, mare majoritate, le vindem peste, le exportăm, cum să spun. Pentru, cred că pentru a spori această inovație, ar fi, cred că ar fi trebuit mai multe investiții din partea statului, creșterea conștientizării a cetățenilor că inovațiile sunt importante pentru țara noastră și pentru companiile noastre că ar aduce un plus valoare, ar aduce o concurență, o competitivitate pe piața noastră națională. Expert din Germania, în 2018, au cercetat exportul de Republicii Moldova din 12 până la 18. Și deci, în concluzie au demonstrat că noi, pe perioada din 12 până la 18, nu am dezvoltat implementarea tehnologiilor avansate și noi, practic, am avut mai 3% de produse noi care le-am exportat. Deci, cum considerați dumneavoastră? Care ar fi problema? Deci, ca o doamnă și în business, în acelea nu se implementează tehnologiile avansate pentru a exporta produsele acestor tehnologii. Consider că nu este o colaborare între stat și companiile, pentru ca să creează mai multe brevete și să exporteze mai mult. Aici cred că ar fi trebuit Camera de Comerț și Industrie tot să lucreze, să promoveze aceste idei. Ar fi trebuit, cred că, și un mediu mai prietenos în afaceri pentru aceasta. Totodată, presupun că și promovarea educației și formării în domeniul tehnologiei, tot este necesar. Dar din ce am găsit eu și din ce am mai spus și domnul academician Gheorghe Duca, poziția noastră este destul de bine pe cap de locuitor la capitolul de brevete. Adică noi creiem foarte multe brevete, doar că nu le și le implementăm. Asta este problema. Și ajutor din partea statului nu este suficient. Noi, din ce am mai cercetat, avem o strategie națională de cercetare și inovații și se alocă bani, sunt instituții responsabile care se ocupă aceasta. Din ce am găsit eu, sunt 4 instituții. Este Agenția Națională pentru Cercetări și Dezvoltări,
Anterior a fost transfer tehnologic, dacă nu mă greșesc. Avem Academia de Științe a Republicii Moldova, organele de drept și Ministerul Educației și Cercetări și AGP. Presupun că consider că strategia este bună, dar totuși dacă ne uităm după stat, cred că ar fi trebuit mai mulți bani alocați. Oricum tot se rezumă la bani. Dacă sunt careva investiții din partea statului, chiar și din partea companiilor, și statul să investească în doctoranți, în cercetare, ar avea o poziție mult mai bună, consider. Mulțumim, domnul președinte, îmi permiteți să... Deci, la dumneavoastră, înainteaz de persistă o analiză, o corelare dintre organizări și cheltuieli, mai ales în cercetare, dezvoltare cu Spania. Care au fost indicatorii preselectați anterior de cercetare, mai ales cu Spania, și care sunt firmele sau întreprinderile care au făcut această analiză? Deci, datele au fost deja prelucrate de către universitatea la care am luat, la care am activat, am făcut schimb acest universitar. Împreună cu profesorul care m-a ghidat atunci, am prelucrat aceste date și le-am introdus în acest fazel și am mai făcut și un sondaj. Criteriile au fost baza tehnologiei înalte, medie și joase. Acestea au stat la bază. Și cel mai principal, că ele să fie întreprinderi care creează, sunt inovatoare. Acestea au fost criteriile. Mulțumesc. Pentru istoria s-o m-au dat ești un cifru și dumneavoastră. Recomendarea unui abarberii metodologice. De care a stat la baza cercetării. Deci, scopul sau noutatea este de a îmbunătăți cercetarea performanței la sustenabilă economie modernă. Au fost folosit metode de corelare, au fost efectuat, tot au mai fost folosit regresia, care este tot cu datorită tehnologiilor avansate, sondajele și cercetarea literaturii. Întrebări nu mai sunt, da? Nu. Vă mulțumim mult. Vă mulțumesc. Cuvânt are din nou secretarul Comisiei. Doamna. Ședința Comisiei de Informare a avut loc 22 septembrie 2022. În decizie Comisiei a fost de a recomanda teza spre examinare în cadrul Departamentului de Profil. Avizul conține sugestii și obiecții din partea membrilor Comisiei de Îndrumare. Susținerea din cadrul Departamentului de Profil a avut loc pe data 16 decembrie 2022. Decizia Departamentului a recomandat în cadrul Școlii Doctorale operând modificări vizii rigoare. Suplimentar au fost transmisia vizile la teza de doctorat. Primul aviz este al doamnei Lubanov Natalie, doctor habilitat profesor universitar, prin care se specifică meritul de acordare titlului de doctor în economie pentru lucrarea analizată. Avizul doamnei Iordache Victoria, doctor conferențar universitar cercetător, prin care se marchează că teza reprezintă contribuție semnificativă pentru înțelegerea inovării sustenabile și a impactul său asupra economiei mondiale. Avizul de la domnul Balan Igor, doctor conferențar universitar, prin care se specifică meritul de acordare a titlului de doctor în economie pentru lucrarea analizată. Avizul domnului Filipov Mihail, doctor, prin care se evidențiază actualitatea cercetării efectuate și justifică meritul de acordare a titlului de doctor în economie. Avizul domnului Școlnikov Yuri, reprezentantul Agenției Naționale de Evaluare și Consultanță Federației Ruse, a remarcat că doctorantul a cercetat în mod corespunzător problema și indică posibilitatea de a acorda titlul de doctor. Avizul doamnei Robicicu Alexandrina reflectă de asemenea contribuția autorului la cercetare și potențialul de dezvoltare a temei. Avizul doamnei Asem Arislanova, doctor, Business Development Manager, Ecology Expert, Kazakhstan,
se specifică meritul de acordatitul de doctor în economie pentru lucrare doctorandul și avizul de la Ahtan Omerbek, doctor, director al companiei Competence Center of Environmental Technologies, a remarcat nivelul înalt de conținut și în rezumatul tezei de doctor și a specificat meritul de acordatitul de doctor în economie. Mulțumesc! Mi-a informat referitor la vizele. Nu, da? Conform scenariului aici, rugăm doctoratul să mă rămân oricum. E mare la vizele, deci când gradul de realizare a sugestiilor și obiectelor. Dar aici obiecția foarte mare, că nu am rugat. Au fost. Au fost, da? Sugestii din departament. Au fost... Unde recomandări, cred că sugestii și... În cadrul departamentului, da? Da, și comisiei din drumare. Bun, bine, voi începe cu comisia din drumare, care a fost produsă de domnul Roșca. Nu, nu, nu le-a spus. Tu nu trebuie să informezi dacă le-a luat în considerare. A, le-am luat în considerare, dar și au fost implementate. Au fost chiar obiecții care... Trebuie o necesare a fi completate, ca să arăte teza mult mai solid. La fel au fost și la departament. Au fost careva obiecții care tot au fost implementate. Doar cu o singură remarcă era că trebuia această să fie mai... metodologia aceasta care a fost să fie nu împrăștiată, așa cum mi s-a explicat, dar așa mai structurată. Că au fost pe nou capitol, dar la mine era ideea, cum era structurat la mine, că eu încep cu capitolul 2 și voi prezenta deja rezultatele acestea în capitolul 3. Bine. Și stați unii cont. Da, și stați unii cont. Restul a fost realizat 100%, gradul de realizare. Bine, vă mulțumim mult. Acum, stimați referenți, la Comitetul Sfântului Publicației, vă rog să prezentați referatele de analiză și să pronunțați asupra posibilității obținerii de către doctorat a titlului științific de piață. De popor. Nu, eu pot și eu. Nu știu, curgătorul aici, până când ca mine... Nu știu, curgătorul, da, e. După ce ați mai rășit. Am zis, stați, tatălea, nu încerc cu ei. Deci, asta e după scenariul meu astea, dar scenariul de la ANACEP. Acum, curgătorul de doctorat caracterizează calitățile personale și profesionale ale studentului doctorat, modul de conlucrare în proces de elaborare tezei de doctorat. Bun, 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 bun. Așa e scris aici. Da, vă rog, doamna profesor. Da, cu Cristian. Vă rog. Prilejul să adresez dumneavoastră, membrii în cadrul Comisiei Doctorat, personalități de marcă în domeniul economiei mondiale și relații economice internaționale, precum și tuturor participanților la această ședință, câteva cuvinte asupra tematicii lucrării de doctorat, precum și despre activitatea doctorandului la cursul studiilor de doctorat. Tematica disertației explorată cu mare atenție și mare interes de către doctorand abordează o direcție de îndoielnic de importantă și actuală pentru economia moldovenească de azi, pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova, în mare conjunctură a provocărilor globaliste societale exteriorizate în timp.
Inovarea sustenabilă sau eco-inovarea presupune orice inovație care urmărește crearea de progrese palpabile în vederea realizării obiectivului de dezvoltare durabilă. Aceasta contribuie direct la optimizarea potențialului de creștere al economiei mondiale, ținând spre susținerea de noi procese, tehnologii și servicii care ecologizează activitățile economice. Spre exemplu, prin implementarea graduală a strategiilor sale de dezvoltare, Uniunea Europeană promovează eficiența utilizării resurselor și trecerea către o economie cu emisii reduse de carbon, punctând pe o creștere inteligentă, inclusivă și sustenabilă. De altfel, noile industrie ecologice europene au devenit un important segment al economiei acesteia, o cifră de afaceri anuală estimată la sute de miliarde de euro, aproximate la cote importante din PIB-ul UE, creând în mod direct milioane de locuri de muncă. În contextul realizării obiectivului de integrare în Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să promoveze insistent transformarea ideilor viabile, inovative în activități economice, prin eliminarea barierelor de ordin legislativ sau economic, prin promovarea investițiilor, a cererii și, bineînțeles, a sensibilizării populației. Soluțiile eco atrag în țara noastră noi generații de industrii preluzătoare și servicii de înaltă tehnologie, sporesc competitivitatea externă a economiei și creează locuri de muncă de înaltă calificare. În acest sens, tematica va rămâne a fi mereu autentică spre noi dezbateri, privind dezvoltarea procesului de inovare sustenabilă în diverse domenii de activitate economică, experiența internațională transpusă prin strategii de inovare sustenabilă la nivel european și internațional, programe de finanțare europene sau internaționale pe direcția eco-inovării, dar și armonizarea obiectivelor legislative și economice în scopul lărgirii, promovării mecanismului de inovare sustenabilă în Republica Moldova. Doctorandul a argumentat generos actualitatea temei, evidențiind legătura acesteia cu evoluția conceptelor de inovație și dezvoltare durabilă, precum și cu dezbaterile internaționale din domeniul mediului și dezvoltării durabile. După cum am menționat mai sus, problema abordată este una deosebit de relevantă în contextul actual, dată fiind creșterea preocupării pentru sustenabilitate în toate aspectele societății. Tematica disertației explorează în mod corespunzător cadrul teoretic și practic al inovației sustenabile, demonstrându-și relevanța în actualul peisaj economic și social. Metodologia de cercetare utilizată de doctorand este descrisă detaliat și include o varietate de abordări, cum ar fi analiză economică, statistică economică, statistică matematică, modelare economică și altele. Această diversitate metodologică este potrivită pentru abordarea complexă a subiectului. Metodele utilizate sunt corespunzătoare și se potrivesc obiectivelor stabilite în lucrare. În special, cercetarea empirică, bazată pe datele colectate de autor în cadrul programului Erasmus Plus, vine cu o plusvaloare și denotă credibilitate cercetării. Conținutul tezei este bine structurat, abordându-se cu acuratețe diferite aspecte ale domeniului cercetat. Capitolele sunt organizate logic și facilitează înțelegerea conținutului, evoluției conceptuale, efectelor și impactului inovației sustenabile asupra economiei mondiale. Disertația reprezintă concluzii bine argumentate și recomandări care se bazează la rândul lor pe cercetarea și analiza efectuată. Doctorandul a reușit să identifice corelări și efecte relevante ale inovației sustenabile asupra economiei mondiale și astfel rezultatele obținute pot contribui la dezvoltarea de politici de inovare și de strategii de dezvoltare durabilă la nivel micro și macroeconomic, fapt demonstrat prin certificatele de implementare prezentate în teză. În lucrare se evidențiază clar noutatea științifică și contribuția doctorandului la dezvoltarea abordării metodologice în vederea cercetării procesului de inovare sustenabilă,
Or identificarea de noi corelări și efecte între componentele performanței de inovare reprezintă o contribuție semnificativă în domeniul de cercetare. Originalitatea și profunzimea conținutului este evidentă prin analiza atentă a multiplelor aspecte legate de procesul inovării sustenabile. Doctorandul respectă cu atenție cadrul tematic, astfel cercetarea efectuată corespunde tematicii aprobate și obiectivelor prestabilite. De asemenea, publicațiile doctorandului sunt menționate și integrate corespunzător în conținutul tezei. Este impresionant să constatăm că doctorandul a depus efort concludent pe parcursul perioadei studiilor de doctorat. Faptul că a elaborat peste 20 de lucrări științifice și a participat la peste 25 conferințe naționale și internaționale, mese rotunde, menționează angajamentul și implicarea sa în domeniul de specialitate. De altfel, faptul că doctorandul a respectat recomandările conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare privind etica academico-științifică presupune un aspect esențial în procesul de realizare a studiilor de doctorat și de efectuarea cercetării doctorale. De menționat că mobilitatea academică în cadrul programului Erasmus Plus, desfășurată pe parcursul studiilor de doctorat la o universitate de prestigiu din Spania, a adus o dimensiune internațională rezultatelor cercetării, oportunitățile oferite permițând doctorandului să exploreze noi perspective și să-și extindă posibilitățile de formare, fapt contribuit la sporirea calității cercetării realizate. Totodată, obținerea bursei de excelență a guvernului pe perioada anului 2020 este o recunoaștere a calității realizării studiilor de doctorat, a cercetării efectuate și a sarcinii asumate de către doctorand în domeniul de specialitate, punctându-se pe importanța tematicii cercetării și pe potențialul impact presupus în domeniul procesului de inovare sustenabilă la nivel național. Așadar, toate aceste realizări demonstrează dedicarea, interesul asupra tematicii de cercetare și responsabilitatea doctorandului în formarea sa în calitate de tânăr cercetător, avându-se în vedere dezvoltarea și consolidarea competențelor necesare unui cercetător științific. În concluzie, teza de doctorat prezintă o abordare bine documentată și argumentată a tematicii înaintate. Doctorandul a realizat cu succes o lucrare complexă și integrată. Rezultatele cercetării obținute pe parcursul studiilor doctorale demonstrează calitatea dizertației conform cerințelor prestabilite. Astfel, doctorandul merită conferirea titlului de doctor în științe economice și vă rog să-l susțineți. Vă mulțumim! Mulțumim. Deci, acum trecem la... Da, la rezerați. Dacă îmi dați voi. Da? Îmi dați voi? Da. Mulțumesc. Comandați. Da, nu. Deci, se referat la termenul de doctor, titlul efectele Procesul de inovare sustenabilă la sectorul economiei mondiale. Colaborat de echipice Alexandru, specialitatea 5.2.1.2 și economie mondială, dați economie și internațională. Actualitatea autorului începe lucrarea cu introducere care evidențiază importanța temei inovării sustenabile și a impactului asupra economiei mondiale. Argumentele de introducere sunt bine structurate și oferă perspectivă clară asupra contextului global actual. Autorul abordează evoluția conceptului de inovare în contextul dezvoltării durabile și globalizării, prevenind necesitatea de a redefini acest concept. De asemenea, sunt prezentate obiectivele și ipotezele cercetării, în ansamblu, introduce bine scrise și captează atenția noastră. Analiza metodologiei. Autorul evidențiază utilizarea unui set variat de metode de cercetare, inclusiv analiza teoretică, statistică, economică, statistică, matematică, modelarea economică, sondaje și abordare sistemică.
Autorul ne-a binecat de asemenea utilizarea acestor metode în contextul cercetării și își justifică alegerea. Analiza conținutului tezei de doctorat. Deci privește conținutul tezei, autorul oferă o prezentare detaliată și comprehensivă a subiectului. Fiecare capitol este bine structurat și abordează diferite aspecte ale inovării, sistematele și impactul acestea asupra economiei mondiale. Datele și informațiile sunt prezentate într-un mod clar și accesibil. De asemenea, teza include avem și un care sprijină argumentul autorului. Evaluare critică a rezultatelor cercetării. Autorul oferă concluzii bine susținute care rezumă rezultatul cercetării și pregătirile cu impactul asupra economiei mondiale. Recomandările prezentate sunt relevante și oferă contribuții semnificative în domeniul abordat. Apreciere cu privire la caracterul de noutate și cercetări. Autorul subliniază importanța contribuției sale la dezvoltarea cunoștinței în domeniul inovării sistemabile și economiei mondiale. Alimentul implicitat în care nu doar subliniază, ci și demonstrează importanța contribuției sale, ilustrând o înțelegere profundă a complexității inovării sistemabile. Apreciez cu privire la stil. Stilul descris este coerent și clar, iar exprimarea este precisă. Autorul folosește un limbaj academic adecvat și oferă explicații detaliate acolo când este necesar. Textul este bine structurat și ușor de urmărit. Corectitudinea aparatului științific și descrierea bibliografică. Aparatul științific este bine elaborat, cu referință la sursele relevante și o listă de bibliografie extinsă. Autorul demonstrează o abordare atentă la detaliile tehnice și o bună înțelegere a regulilor de citire și bibliografie. Viza în tehnică, aspecte de ordin format, care este bine structurată și formatată în conformitate cu cerințele academice, stilul și formarea a fost gestionat cu precizie. Apreciez privire la corespunderea rezumatului la conținutul tezei. Se apreciază modul în care rezumatul sintetizează cu precizie și concluzii conținutul pas al tezei, oferind citorul o privire rapidă asupra principalelor aspecte abordate în cercetare. Rezumatul reușește să transmită în mod prescutător esența obiectivelor stabilite și a rezultatelor semnificative. Ținut în ciclul cercetării, autorul a acordat atenție de studiu, concordanțe dintre conținutului, detaliat a tezei și modul în care acesta este prezentat și în rezumat. Concluzii finale. Teza de doctorat pe care a propus și a realizat autorul este de un nivel care răspunde exigențelor actuale elaborării unei astfel de lucrări. O privire de ansamblu asupra cercetării, întreprinse de doctorat ne pun în evidență o lucrare de un bun nivel științific cu destule elemente și contribuții personale. În luare în considerare aspectele menționate mai sus, precum și valoarea științifică a autorului, structura și fundamentarea acestea, apreciez teza de doctorat, efectele procesului de evaluare externală asupra economiei mondiale, definește condiții de concept și abordarea și acordarea titlului de doctor în științe economice, domnul Ludovice Alexandru, specialitatea 521. Economia mondială, relația economicilor internaționale. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. 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 Domnule președinte, stimați colegi, permiteți-mi să mă expun asupra tezei de doctorat elaborată de domnul Alexandru Dudince, efectele procesului de inovare sistematică asupra economiei mondiale.
v-ați prezentat în 521.02 Economie Mondială a Relațiilor Internaționale, conducător științific, doamna Castrea de Slăcia, doctor cu potențial universitar. Analiza actualității tematice date denotă faptul că această temă a fost, este și probabil va fi și în continuare actuală, ori într-o economie tot mai deschisă și tot mai în pas cu progresul tehnico-științific, rolul inovațiilor, proceselor inovaționale le va reveni și va fi unul tot mai mare, în contextul în care ne dorim să creăm o economie competitivă, o economie de piață funcțională, atât în țara noastră, dar și în corelare cu ceea ce se întâmplă la nivel regional, european sau mondial. De aceea, încă o dată, relevăm că autorul a ales o tematică care poate contura în jurul său școală științifică și să fie dezvoltată. Pe măsura în care aceste cercetări să contribuie în continuare la lichidarea celor decalaje în diverse ratinguri sau în diverse apreciere internaționale, atunci când ne comparăm cu alte state. Și-a propus, din punctul nostru de vedere, corect formulat scopul acestei cercetări, el a fost menționat, deci analiza celor dimensiunile procesului inovațional în dinamică la nivelul de grupuri de țări și acelor companii pe care le-a selectat și le-a studiat, ca în ultima instanță să vedem care sunt aceste efecte ale inovării sustenabile asupra economiei, atât la nivel mondial cât și național. În acest context au fost cercetate fundamentele teoretice privind efectele inovării sustenabile asupra economiei mondiale. Au fost evidențiate diverse abordări metodologice ale cercetării performanței sistemelor inovaționale în sistemul de relații economice mondiale. Studiul dinamicii dimensiunilor și rolul inovării sustenabile în competitivitatea companiilor, regiunilor, țărilor, piețelor internaționale, deci efectele inovării sustenabile în și diverse modele și metrici de dezvoltare ale economiei. În introducere, autorul a expus bine aceste momente, de rând cu enunțarea principalelor contribuții care au fost aduse și la nivel internațional, în literatura de specialitate. Au fost utilizate pe larg referindu-mă la capitolul metodologiei, pe larg diverse metode de cercetare, a dat dovadă de o interpretare corectă a datelor și utilizarea adecvată a mai multor metode ce țin de cele statistice, cele de analize, inducție, deducție și a argumentat corect și a interpretat corect datele care au fost colectate. În ceea ce privește analiza conținutului tezei de doctorat, aceasta presupune un demers științific clasic, compus dintre capitole precedate de introducere, abreviere, anexe, concluzii, propuneri. Deci, în principiu, au fost respectate acele rigori impuse. Vreau să mă refer foarte puțin doar la descrierea celor trei capitole. În primul capitol, abordări teoretice privind procesul de inovare sustenabilă în contextul dezvoltării durabile economiei naționale. Doctorandul a efectuat un studiu al acestei paradigme pe care am discutat-o astăzi, de dezvoltarea economiei mondiale prin prisma evoluției conceptului inovării sustenabile, arhitecturile strategiilor pentru afaceri internaționale sustenabile din punct de vedere al dezvoltării modelelor procesului de inovare sustenabilă și criteriile pentru evaluarea impactului inovării sustenabile asupra economiei. În acest sens, trebuie să menționăm că a fost realizat o sinteză foarte pe largă a literaturii de specialitate, a fost produsă de domnia sau o polemică științifică, în sensul abordării diferite concepte, teorii, participări, în domeniul temei abordării.
Suntem absolut de acord cu poziția autorului, precum că efectele inovațiilor pot fi atât pozitive cât și negative. Ori scopul principal al inovațiilor sustenabile este totuși reducerea povierilor de mediu ale activității antreprenoriale, iar adesea inovațiile și progresul tehnologic conduc la degradarea mediului și sărăcirea spirituală a populației și autorul a reușit să ne pomeni de acest lucru, prin cercetările și rezultatele enunțate. În cel de-al doilea capitol, analiza dimensiunilor inovării sustenabile în perspectiva tendințelor economiei mondiale, accentul se focusează pe analiza mai multor abordări în măsurarea impactului inovării asupra economiei mondiale, reflectând diversi indici globali care pun în evidență diverse aspecte ale fenomenului inovării. Totodată este analizată dinamica dimensiunilor inovării sustenabile, pornind de la profilurile inovaționale ale companiilor, regiunilor și economiilor și performanțele relative. Autorul menționează un aspect nu mai puțin important, care ține de analiza relației dintre inovare sustenabilă și tendințele economiei mondiale, pornind de la ideea că această relație are un caracter bidirecționat. A argumentat această relație sau această tendă a caracterului dat în teză. Considerăm că pe bună dreptate, deci autorul menționează că măsurarea inovației, inclusiv sustenabile, fiind în mare parte fragmentată, incompletă și uneori accidentală, necesită abordări, metode și date îmbunătățite pentru evaluarea efectelor inovării sustenabile asupra companiilor, precum și a impactului politicilor de reglementare asupra inovației sustenabile. Și deși în literatură de specialitate avem deci, și avem menționat că gestionarea inovării sustenabile poate fi o sursă importantă de și doctorantul constată corect că rezultatele empirice nu sunt încă concludente, iar studiile care încearcă să verifice relațiile de grad adoptarea practicilor de inovare sustenabilă cu performanța companiilor, industriei și țărilor sunt încă incipiente. Și un capitol extrem de interesant cu contribuții personale, deci în materie de suplinire atât a literaturii de specialitate, dar și a aspectelor practice relevante pentru tematica cercetării. Deci este ultimul capitol, efectele dinamice indicatorilor inovării sustenabile asupra economiei mondiale și a Republicii Moldova. Aici autorul vine să analizeze, așa dacă doriți, în aspect de benchmarking, da, dinamica emisiunilor inovării sustenabile prin prisma impactului asupra performanței și în acest sens au fost analizate noi corelări în indicatori de performanță în materie de inovare, dar și beneficiile unei politici de inovare sustenabilă în baza indicatorilor de inovare și comerciale pentru a determina efectele inovării în sectoarele de tehnologie joasă, medie și în altă suprafeță. De ce este relevantă această abordare și pentru cazul Republicii Moldova? Pentru că continuăm rândul. Domnului academician Țiu, putem spune cu precizie că astăzi exportăm cu regret 40% de produse bazate pe materii prime, 30% de produse bazate pe materii de resurse și low, așa, low sau medium, tech mai puțin, și doar 2% de produse exportăm la nivel de high-tech. De aceea prezintă un interes aparte harta tabelă inovării elaborată de autor, pagini 127-128 și 131 din teză. În bază sintezei rezultatelor studiului noilor corelări pe indicatori de performanță inovațională a țărilor clasificate pe grupe de inovare și perechilor de indicatori de inovare în corelare puternică și foarte puternică identificație în urma acestui studiu. Și această contribuție științifică permite să luăm în considerare acele efecte pozitive sau efecte negative ale procesului de inovare și este util pentru extragerea componentei de sustenabilitate în efectul integral al inovării. În ceea ce ține de rezultate, cercetări, concluzii și recomandări, aici putem să spunem că pentru fiecare subcapitol au fost concluzii, au fost bine integrate, așa totalizate. De asemenea, și recomandările sunt relevante și au oferit o contribuție semnificativă din partea sa pentru domeniul dat. Doar că aici, probabil,
probabil ar fi fost mai oportun să fie corelat mai rezonabil, deci numărul concluziilor și recomandărilor expuse, dar și adresarea mai completă a celor din urmă. Ori, după mine, cumva, proporția între ele nu este chiar atât de corectă, în măsura în care avem prea mulți concluzii și doar câteva recomandări, dar, bine, până la urmă, ele sunt bine pasate și bine expuse. În ceea ce privește caracterul de noutate al lucrării, am menționat și deci în repetate rânduri mai sus că autorul vine cu contribuții proprii atât în materie de îmbogățirea literaturii de specialitate, cât și la nivel practic, și aici trebuie să menționăm că s-a reușit să argumenteze o abordare metodologică îmbunătățită a cercetării performanței, inovării sustenabile în dinamică, din punctul de vedere al efectelor acestea asupra fenomenelor și tendințelor economiei mondiale, a fost fundamentată metodologia de identificare a noilor corelări dintre dimensiunea inovării sustenabile pentru extragerea componentei de sustenabilitate în efectul integral al inovării și de ajustarea politicilor de inovare în baza analizei percepției obiectivelor politicilor educaționale ale guvernului, dinamice dimensiunilor inovării sustenabile a hărții, tabel pe care am menționat-o și toate aceste elemente de notație științifică sunt bine privite și bine acceptate, probabil, nu numai de noi membrii Consiliului, dar și în continuare de cei care vor face cunoștință, probabil, cu acest cercetări pe parcurs. În ceea ce privește stilul, care claritatea, deci exprimarea, corectitudinea aparatului științific, descriere bibliografice, putem spune că teza corespunde acestor regulamentare impuse, atât la capitolul de stil, claritate și spunere, corelări informații între capitole și subcapitole. Autorul a utilizat o gamă largă de surse de specialitate, a reușit să extragă cumva principalele idei și să elaboreze un rezumat al tezei care corespunde pe deplin principalilor aspecte, idei și rezultate extrase din întreaga teză. De aceea, teza de fapt, concluzie generală, teza de doctorat, urmarea analizei materialului scris, cât și a prezentării de astăzi și faptul cum s-a prezentat și a răspuns la întrebările noastre, deci consider că este la un nivel înalt, că răspunde exigențelor și condițiilor cerințelor față de o astfel de lucrare impusă de către ANACEC. Apreciez că lucrarea efectele procesului de inovare sustenabilă asupra economiei mondiale este finalizată, are un caracter finalizat, autorul și-a atins scopul și sarcinile stabilite. Și în ultima instanță, domnul Alexandru Grivincea merită conferirea titlului de doctor în științe economice la specialitatea 521.02 Economie Mondială, Relații Economice Internaționale. Am acordat și un calificativ foarte bine. Și este important să mai menționez probabil un lucru, nu neapărat pentru protocol, dar nu e niciun secret. Mă bucur foarte mult că prin această teză și prin acest discipol al școlii doctorale la USM avem și un continuator al școlii științifice a domnului Alexandru Grivincea Senior, care îi portăm un respect foarte mare. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Domnul Cătiancă? Poftim. Domnul Cătiancă, ce la ceză de doctor și tema efectivă profesorului de inovare sustenabilă, asupra economiei mondiale, prezentată de tot Grivincea Alexandru, la școală, comisie de doctorat, program de doctora 521.02 Economie Mondiale, Relații și Internaționale, conducător științific Astrofer Sfântulicină, doctor în economie, conferențial universitar. Timpul cerințelor, cerințe științifice, efectele procesului de inovare sustenabilă asupra economiei mondiale, prezentația las, de către Grivincea Alexandru la ședință comisiei de doctorat, este destul de relevant.
Я бы хотел здесь обратить особое внимание на то, что актуальность этой работы сегодня в современной мировой экономике подчеркивается той ситуацией, которая сложилась. Как здесь, как правильно отвечал Евгений, ни на уровне отдельных предприятий, ни на уровне, соответственно, отраслей, стран, регионов, международных рынков. И в этих условиях мы видим, когда одни страны, бывшие регионы, начинают уступать место новым экономикам, которые постепенно с помощью различных факторов занимают их места. И вот здесь один из важнейших показателей, один из важнейших критериев этого движения, этого разностороннего развития является использование инноваций при проведении инновационной политики. Здесь уже задавались вопросы относительно инновационной политики в Республике Молдова и инноваций, которые у нас реализуются. Я тоже хотел задать этот вопрос, но уже много из этого было изложено автором. Есть, мы это видим на нашей конкретной экономической модели, что инноваций в данном случае нам не хватает инновационной политики. В последнее время те тенденции, которые мы наблюдаем в развитии инновационной сферы Республики Молдова, вряд ли можно назвать именно современными, именно перспективными и именно опережающими. Я имею в виду не нас с вами, не академические круги, не профессорский преподавательский состав, а именно то финансирование, которое выделяется из государственного бюджета на развитие науки и образования. Если мы сегодня глянем на то, сколько процентов выделяется на развитие науки и инноваций, скажем, в Соединенных Штатах Америки, ведущий, то разница здесь у нас в процентах бюджетной политики кратная, многократная, к сожалению. Но мы говорим, что тот же самый Китай в течение нескольких лет обогнал Соединенные Штаты Америки по количеству патентов, в первую очередь в сфере искусственного интеллекта, информатики и тому подобное. Но здесь безусловно, что то, о чем говорится в данной работе, представляет для нас всех чрезвычайную важность. И все-таки здесь забегая немножко вперед, это как раз есть одна из рекомендательных характеристик данной работы, которая могла бы пойти непосредственно на органы государственной власти и управления. То, что касается самой работы, структурно она состоит из введения трех глав, общих выводов и рекомендаций, библиографии из 348 наименований, приложений, 8 приложений, 135 страниц основного текста, рисунки, таблицы. Самое главное, на что бы я хотел обратить здесь внимание с точки зрения организационной, это 27 научных работ, которые две из них из перечня Скопуса, несколько работ наших журналов, журналов Республики Молдова, РПСЛ, Академии публичной администрации, сегодня уже не существующей, и Европейского университета Молдова. Вот. Есть зарубежные публикации, то есть это речь идет о журналах, включенных в список в перечень ВАК, а не ЧЕК. Соответственно, есть работы, опубликованные за рубежом и на Украине, и в Белоруссии, и в Румынии, причем в Румынии в целом ряде научных изданий в Румынии. И это
говорит о широком диапазоне, представленных научных разработок, представленных господином Любичей Александру, опубликованных в нашей стране, за рубежом и ведущих изданиях нашей страны. Цель исследования является анализ аспектов инновационного процесса, динамики на уровне групп и стран и компаний, цели выяснения влияния устойчивых инноваций на мировые рынки. Надо сказать, что здесь, конечно же, автор использовал подход на уровне предприятия, на уровне, скажем так, интеграционных объединений, Европейский Союз, групп стран, скажем, тот же самый, страны Черноморского бассейна, а также выход на мировую экономику. Хотя, конечно, здесь в первую очередь мы видим в исследовании обращение и конечно, США, конечно, но в первую очередь, безусловно, это европейские направления, европейский опыт. Среди задач исследования, которые ставил перед собой автор, здесь и исследование теоретических подходов к устойчивости инноваций на мировую экономику, и изучение методологических подходов к исследованию эффективности инновационных систем в условиях и в системе глобальных экономических отношений, анализ влияния устойчивых инноваций на модели и показатели мирового экономического развития, выявление корреляционных связей при анализе устойчивых инноваций, изучение динамики измерения и роли устойчивых инноваций в конкурентоспособности. И здесь опять же я подчеркну конкурентоспособности различного уровня, от предприятия до международных рынков. Это, конечно же, это очень широкий круг, вот, который может быть в дальнейшем рассмотрен и в рамках государственного университета, и в рамках Академии экономических знаний, как достаточно перспективное направление современного развития, в том числе актуальное для Республики Молдова. Новизна и научная оригинальность работы базируются на методологическом подходе, динамическом исследовании устойчивых инноваций и их влияния на мировую экономику. Можно сказать, что само по себе устойчивость инноваций, она предполагает, как любая внешняя среда, предполагает взаимодействие с целым рядом компонентов внешней среды. В внешней среде у нас есть потребитель этих инноваций, есть поставщик, есть конкурент, есть государство. И, конечно же, государство здесь играет чрезвычайную роль в устойчивости инноваций через устойчивость инвестиционных процессов, инвестиционных потоков. Хотя бы, ну, если не сокращение этих инвестиционных потоков, то хотя бы их сохранение на каком-то определенном уровне, близко к европейскому уровню, близко к уровню тех стран, с экономикой переходного периода. Надо сказать, что еще если мы посмотрим зарубежные рейтинги, то мы видим, что Молдова в рейтингах инновационности находится на достаточно высоких уровнях. Британский рейтинг показывает, что там просто высокий, а выше уровня, скажем, Российской Федерации, ну, на уровне Израиля и так далее. Поэтому есть рейтинги, есть то, о чем говорят международные организации, но есть фактическое положение дел, которое свидетельствует о том, что нам, нашей стране, Молдове,
Да, есть широкое поле деятельности. В работе предлагается методика выявления новых корреляций, измерения устойчивых инноваций с акцентом, на устойчивость в совокупном эффекте инноваций. С научной точки зрения, теоретические исследования и практические изыскания в области устойчивых инноваций были представлены автором с позиции их влияния на мировую экономику. При этом надо отметить, что было проанализировано, еще раз подчеркну, огромное количество литературы, свыше 300. Если мы посмотрим по начек, то у нас есть кандидатские диссертации, которые были защищены с количеством использованной литературы значительно меньше, на 50 и 70 литературных источников меньше. Это говорит о серьезном, глубоком подходе автора к проблеме и попытке охватить как можно больший спектр проблем, связанных с темой его диссертации. Хотя, конечно же, использовать всю литературу невозможно, это понятно. Автору удалось выявить ключевые факторы инновационной эффективности на различных уровнях хозяйственной интеграции, как мы говорим, компании, сектора, регионы, страны. Здесь, конечно, будет углубляться, чем там, это регионы, понятия регионов, региональная структура отдельных государств, и регион как, значит, интеграционное объединение, тут уже, видно, более другое, более глубокое исследование. Но в данном случае это его попытка, стремление, я считаю, что достаточно оправдано. Теоретическая значимость исследования заключается в предположении, что развитие устойчивых инноваций оказывает влияние на международный рынок и на явления, происходящие в глобальной экономике, что оказывает определяющее влияние на конкурентоспособность. Безусловно, есть и другие факторы, влияющие на конкурентоспособность, как и та же самая цена рабочей силы в Китае и китайские товары, которые продаются у нас здесь. И когда мы слышим о том, что из 180 стран мира, 140 стран мира на первом месте в международной торговле у них находится Китай, то понятно, что есть и другие факторы, влияющие на конкурентоспособность и на развитие международных рынков. Но основополагающий, безусловно, здесь это инновационный фактор, инновационное развитие экономики, инновационная политика. Другое значение работы сосредоточено на теоретическом развитии устойчивых инноваций и обоснование инновационной политики применительно к мировой экономике, применительно к возможностям Республики Молдова, которые нам сейчас крайне необходимы. Предложены меры по модификации международной методики оценки инновационной деятельности. Я бы не сказал, что это совершенствована методика, но очень действительно модификация этой методики здесь она присутствует реально. Скорректирование инновационной модели, в том числе комбинированной конкурентоспособности по данным как молдавских, так и европейских фирм, в частности, мы говорим на испанском. Причем градуирована она на уровне технологий, низкие, средние и высокие технологии. То, что касается результатов внедрения, научных результатов внедрения,
на уровне и отдельных предприятий, в данном случае, и модул капитал для повышения конкурентоспособности инновационных продуктов и услуг. И, значит, для формирования и реализации политики развития информации Министерства экономики Республики Молдова. Теза «Дедоктор» есть и бини структурата, теза есть и субстимуты диабаза солида, где референции библиографичи. Консумуту опричнит инвестигации в интеллектуале констатен. Катеза «Дедоктор» начтется экономичи коутина эффективный процесс людей и наварий системы супра экономии и мундиалы для лаборатор Декатрия Григорьевича Александра. Реквизиты о украле штенцифике финализаты концерне инноваций штенцифичи ши наварий аппликатива. Те за корреспонди черенцелор регламентелор им бивари. Шви университете Дестаду Молдова. Я автору Лукаи Гребенчу Александру Мирите конферили титул учтенцифик, где доктор учтенца экономича у нас печалитаки, чем сути долго еще могут сделать до экономии идеалы, галации экономичи интернационали. Ши Комота Фортиби. Mulțumesc, domnul președinte, stimați membri ai comisiei, deci sper să fiu subțint, dar totodată sunt protocol. Deci, referitor la teza de, la analiza tezei de doctor, în efect, de proces de inovare, sistem aglasă pe economie mondială, prezentat de către Grbici Alexandru, așința comisiei de doctorat, programul de doctor specialitate de economie mondială, relații economice internaționale. În urma analizei acesteia, am constatat următoarea. Cei ce este în privința la calități și importanța temei de teze de doctor, este una din cei ce mai evident că faptul de dezvoltare durabilă nu poate fi definită în termeni regizi și pentru totdeauna, ce este un concept subceptibil și din interpretare variată, în funcție de domeniul de aplicare și obiective individuale. Teza de doctor se remarcă prin aducere pe primul plan în acestor aspecte, asemănătând cu fermitatea, calitatea acestei probleme și oferind în același timp un suport metodologic și aplicativ valoros pentru autoritățile competente, iar autorul se concentrează pe rezultatele cercetărilor legate de efectul procesului de inovare sustenabilă, subliniind faptul că acestea sunt adesea abordate insuficient din perspectivă economică. În contextul acestor considerente, tema tezei de doctor rămâne de o semnificație și o calitate insuficientă. O altă constatare este analiza metodologică utilizată de grad corespunderea acestor obiective menționate. Aceste metode care sunt utilizate în teză, autorul le identifică prin esența problemei studiate, au o valoare situației în domeniul de cercetare, să analizeze indicatorii de relevanță într-o manieră penalică și să efectueze comparație care se îndeplinească obiectivele propuse de cercetare. Care e rezultat, autorul a putut formula recomandări pentru îmbunătățirea sistemului național de gestionare a efectelor de analiză. Folosirea diverselor metode științifice în procesul acestei investigații indică cunoașterea solidă a acestor metode și abilitatea autorului de a aplica corect instrumente teoretice și metodologice disponibile. Ceea ce privește analiza conținutului prin test de doctor, putem menționa că are o structură de adnotare, lista tabelelor, lista figurilor, lista abrevierilor, introduceri de trei capitole, concluzii generale și recomandări. Bibliografia, aș menționa, este destul de vastă, 348 de titluri, 8 anexe, 13 tabele, 16 figuri și aceste rezultate obținute sunt publicate în 27 de lucrări științifice. Nu o să dau o analiză care în anterior, ce a conținut această introducere, cele trei capitole întrebări sunt o analiză amplă, dar o să mă refer mai mult la evaluarea critică a rezultatelor cercetării, care această teză include concluzii care corespund conținutului, la fiecare capitol sunt reflectate concluzii, în structura vederii exprimării opiniei autorului, în raport cu obiectivele stabilite și a ipotezii de cercetare formulate. Concluziile
prezentat în partea finală a chestii, îi permită autorului să ofere o finalitate logică, cercetări, asigurând lucrări în caracter sistemic, din punct de vedere științific și aplicativ. În concluziile generale sunt reflectate principalele rezultate elaborate și obținute de către autor, care constituie o valoare științifică importantă la tema cercetată. Rezultate științifice și recomandările prezentate în teză pot oferi o perspectivă clară și sistematică asupra contribuțiilor aduse în domeniul de studiu. Aceste concluzii sunt esențiale pentru a sublinia importanța și relevanța cercetării pentru comunitatea academică și potențialii utilizatori sau factor decizional. Un alt criteriu sunt aprecierile cu privire la caracterul de noutate ale cercetării, contribuția personală a autorului. Doar putem menționa că această cercetare științifică efectuată a condus la identificarea de noi corelații și efecte între elementele fundamentale ale performanței în inovare, fie la nivelul companiilor, fie la nivelul de grupuri de țări. Ca rezultat acestor investigații s-a elaborat o hartă sau un tabel al inovării sustenabile bazat pe performanță de inovare, care reprezintă un factor cheie în competitivitate și care poate fi folosit ca un fundament pentru elaborarea politicilor de inovare. Noutatea și originalitatea în cadrul rezultatului obținut se evidențează prin faptul că autorul a argumentat că îmbunătățirea abordărilor metodologice a permis separarea componentei de sustenabilitate din impactul general al inovării și concentrându-se mai des pe dinamica acestea în impactul său asupra evoluției economiei globale. Autorul acordă o importanță deosebită recomandări pentru implementarea și identificarea efectelor proceselor de inovare sustenabilă asupra economiei mondiale. Competențele cercetătorului, în demersul său științific, se caracterizează prin sistematizarea conceptelor teoretice, coerența și în expunerea opinii și prin argumentarea propriei viziuni, prin intermediul sintezilor, analizelor, comparațiilor, constatărilor și recomandărilor. Teza de doctor, propusă pentru examinare, se remarcă prin structură foarte bine organizată, ce include numeroase tabele, figuri, indicatori și alte instrumente, atât în corpul tezei, cât și în anexe. Aceste elemente ilustrează metoda științifică, abordarea aplicativă și rigorozitatea științifică de cadrul lucrării. Stilul său este impecabil, corect, gramatical, iar limbajul folosit este științific, coerent și convingător. În ansamblul său reprezintă un produs științific analizat cu succes. Succesiunea logică aplicată de autor în cercetare contribuie la valoarea științifică a lucrării și a rezultatelor prezentate. Ceea ce vreau să mă repet pe bibliografie într-adevăr și corectitudine din aparatul științific este vastă. Teza conține o sursă bibliografică de 348 de surse relevante. Rezumatul furnizează o sinteză celor mai semnificative aspecte și ale cercetării efectuate în cadrul tezei de doctorat. Autorul și-a validat rezultatele științifice, iarăși prin mențiune este în 27 de lucrări științifice, care reflectă conținutul esențial al tezei de doctor. Aceste lucrări sunt incluse în bibliografia tezei, consolidând astfel fundamentul științific al cercetării prezentate în teză. Rezultatele studiului au fost aplicate de către următoarele instituții, Ministerul Economic și Infrastructură, precum și Moldova, cât și în acest institut, în acest minister, în Direcția Cooperării Internaționale, cât și în SRL Evolver Capital. Teza de doctor a solicitatului cu tema efectele procesului de inovare sustenabilă asupra economiei mondiale poate fi formulat prin următoarea apreciere. Teza de doctor evaluată se concretizează pe mai multe aspecte chei pentru determinarea acestea privind îndeplinirea standardelor academice și de specialitate. Concentrarea se face pe aspecte precum argumentarea calității de cercetare, formularea scopului, obiectivelor, abordarea metodologică, utilizarea suportului informațional și soluționarea problemelor științifice importante. Aceste aspecte sunt esențiale pentru a determina teza este în corespundere cu specialitatea 521-02 Economie Mondială, Relații Economice și Internaționale. Calitatea prelucrării și prezentării materialului din teză, precum și abilitățile autorului de a utiliza stilul științific adecvat, se evaluează prin conținutul suplimentar, cum ar fi tabele, figuri, anexe și alte analize. Evaluarea metodologiei cercetării și a studiului empiric și a interpretării datelor reprezintă un aspect critic al unei teze de doctor, care sunt abordate cu rigorozitate pentru a asigura validitatea și relevanța cercetării. Respectarea eticii cercetării și a practicilor academice corecte este fundamentală în redactarea unei teze de doctor și în acest sens citarea adecvată a surselor și în asigurarea că toate sursele citate în textul lucrării sunt regăsite în bibliografie este un aspect esențial. În concluzie, apreciind investigațiile efectuate, constatăm că teza de doctor în științe economice cu tema efectele procesului de inovare sustenabilă asupra economiei mondiale, elaborată de către domnul Grivinci Alexandru, reprezintă o lucrare științifică finalizată, conține inovații științifice și valoare aplicativă.
TESA corespunde cerințelor regulamentului în vigoare, iar autorul lucrării pe Mircea Alexandru merită conferirea titlului științific de doctor în științe economice la specialitate 521-02, economie mondială, relații economice și internaționale, cu calificativul foarte bine. Vă mulțumesc! Acum, doctoratul, vă mulțumesc pentru calificativul, vă mulțumesc pentru prezență, pentru curățări. Citit teza, au fost depus un efort foarte mare și cred că am depășit și limita școlii doctorale. Am făcut 6 ani, dar trebuie, cred că, 5 maxim. Vă mulțumesc conducătorii mei, de care m-a ghidat, cred că, până în ultima secundă, până când am ieșit aici. Vă mulțumesc de tot inima. La urmă, este mare cuvânt acum. Bine, deci... Deci, acum, vă rugăm, rămân numai membrii comisiei. Nu. Te-am rămâne aici. Noi rămânem.
Proces verbal numărul 2 din 27 octombrie 23 al ședinței Comisiei de Doctorat privind propunerea titlului de doctor și atribuirea calificativului titlului de doctor. Din 27 octombrie 23. La ședință au fost prezenți 5 membri. Comisia de Doctorat în următoarele componențe. Subsemnatul, domnul secretar al Comisiei de Doctorat în Comisiei de Domnul Pitecu Iuri, doctor facultate în științe economice și profesionale, domnul Coreții Boris, doctor în economie conferențială universitar și doamna Castraveț Lucina, doctor în științe economice și conferențială universitar. A evaluat teza de doctor în științe economice cu titlul Efectul procesului de inovare, sustenabil asupra economiei mondiale, elaborată de Grigorie Alexandru și a constatat. Susținerea publică a fost organizată conform prevederilor regulamentare și a întâlnit toate elementele stipulate în regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezelor de doctorat. Membrii Comisiei de Doctorat au evaluat teza defectele procesului de inovare, sustenabil asupra economiei mondiale și au atribuit calificativ foarte bine. Membrii Comisiei de Doctorat au votat de doctor în științe economice, autorul tezei, efectele procesului de inovare sustenabil asupra economiei mondiale, după cum urmează PRO 5.0.1. În temeiul acesta, Comisia de Doctorat a decis a atribui calificativul foarte bine tezei de doctor în științe economice, titlul efectele procesului de inovare sustenabil asupra economiei mondiale, elaborată de Grigorie Alexandru. A conferit titlul de doctor în științe economice domnului Grigorie Alexandru. Deci, rog să aprobăm deci, acest proces de acord. Cine este pentru, rog să vota. Mersi. Nimeni nu este împotrivit. Acum, cuvântul să domnului Ianuș doctorat. Mulțumesc pentru apreciere și pentru acordarea titlului de doctor. Am mers un drum foarte greu, dar a fost și interesant și plin de experiență. A fost o bună lecție de 6 ani, cred că. Și mulțumesc pentru că m-ați acceptat în echipa de Riști de relații economice internaționale. Vă mulțumesc. Și mulțumesc pentru dată conducătorii mei. Și pentru secretar care a organizat toată această etapă. Mulțumesc. Bine. Felicitări. Da, felicitări. Și vă dorim la mai mult, la mai mare. Mulțumesc. Acum, dacă întrebări, cred că nu sunt. Cineva dorește să spună ceva? Nu? Atunci? Mulțumim. Eu?